Înainte de a începe acest episod, aș aprecia dacă ți-a apăsat butonul de like, acela de jos, știți cum mă nu s-am sus, deoarece mă ajutați enorm. De fapt, mă motivați, nu mă ajutați. Și, într-un fel, mă ajutați motivându-mă și să vă fac episoade. Știți, vă dați seama la ce mă refer. În fine, deci, hai să începem. Nu știu de când am mai postat Antern, cred că de câteva episoade. Episodul 4 este, dacă nu mă înșel. Probabil. Deci mai am un încărcător de pacemaker. Așa. Nu mai am benzină la mașină. Dar am o butărie. Nu, n-am o butărie. În fine, deci vreau să vă mulțumesc din tot sufletul meu pentru like-urile acumulate la episodul anterior, la cel cu Survival Games. Nu am putut într-un fel să... Asta, cum să vă zic eu. Să vă rădăm asta. Așa. N-am putut să fac un episod foarte lung, deoarece n-aveam timp. Era și seară, venisem de la școală, era somn. Și vă dați seama, mai vreau și o să mai stau un pic. După trebuia să mă pun la teme. Și azi dimineață m-am trezit. Când m-am trezit, că doamna de fizică m-a ales în... Asta, opa, cam mult zombie și cam mult scumotor jocul ăsta. M-a ales la Consiliul Elevilor și trebuia să mergem cu dânsa, nu știu ce, în fine. Vă mai explic. Nu văd options, dar nu, cu sunetul mă cam am. Asta mă cam freacă pe mine la ureche. Așa, deci, cred că știți site-ul ăla de Gameblink, CSGO, Fade sau... Lottery sau Rumble, acela care băgați iteme și pur și simplu bagă mai mulți iteme și cel care are șanse mai mari de câștig, câștigă itemele respective. De să vă spun, weekendul ăsta care a trecut am avut un noroc enorm, nu știu cum să vă zic cât de norocos am fost. Pur și simplu am băgat așa la Caterinca 3 cenți. Vă dați seama, bagi și tu așa 3 cenți, că n-ai ce face cu viața ta. Și câștig. Un tip băgase 4 euro și am câștigat și am luat aia bani. I-am luat lui aia bani. Mama, cred că s-a enervat tipul. Cred că a făcut niște scrize și spume că i-am luat ăla. Nu, ce frumos e Blunt Force-ul ăsta. Oh, au băgat chestie nouă. Asta nu era în Unturned. Bă, de când n-am mai jucat. Ce se mai întâmplă? Interesant. Ar mai trebui să fac curat. Ațăc. Nu, asta vreau, chiar vreau să văd dacă are gloanțe. O avea gloanțe și le irosesc. Nu, nu mai, nu știu, nu știu. Hai să mănânc batonul ăsta. Încărcătorul ăsta l-aruncăm. Pe acesta îl punem aici. Pe acesta așa. Așa, hai să luăm boxul ăla. Deci, interesant. Au băgat chestii noi, asta nu erau. A, m-am speriat. Ce puternic e shotgun-ul ăsta. Și cred că am gloanțe pentru el. Da, am gloanțe. Acum am prins. E ciudat că nu-ți dă pur și simplu reload cu gloanțele care le-ai deja în inventar. Ar fi fost mult mai bine, cu părerea mea. Și ajung să ai într-un fel 5 gloanțe în armă și tu să mai adaugi 3. Nu, dar trebuie să schimbe gloanțele aparent. Doamne, ce bine ăștia, sunt mulți. Deci știu că data trecută eu căutam un lucru. Dar nu mi-aduc aminte exact. Cred că era un său. Dacă nu mă înșel. Și sper să nu mă înșel. Nu văd aici. Stați un pic. Ok. Pe aici ar trebui să fie. Sunt sigur. Deci nu avem. Deci e un său. E o, nu o drujba. E... Asta e. Așa. Metal bar, metal scrap, pantaloni,
Deci acum cred că putem să începem liniștit să ne construim casa. Luăm o mașină de aici, deoarece mașina noastră are 1% benzină și e cam nașpa, pot să zic. Hai să craftez glonțul ăsta, că deja e enervată treaba. Aici. Se pot combina? Stai că nu mai înțeleg nimic. Nu, nici nu mai stau să-mi bat capul. Și nu mai știu cum. Așa. Nu mai știam cum să mă pun în third person. Ceea ce e foarte ciudat. Și unde e casa? Cred că am lăsat-o aici pe deal. Opa, opa, opa. Ușor. Sunt să restaur mașina. Opa, opa, opa. Ușor. Cum ieși din mașina acum? F. Așa. Lemn, lemn, lemn. Nu cred că mai avem lemn. Avem un generator, ceea ce cred că ne va fi destul de folositor. Hai să-l pun aici. Nu cred că e cel mai inspirat lucru, dar în fine, acum. Hai să mai mâncăm, că văd că suntem low la food și la apă. Hai să vedem scop pe o armă. Pe shotgun ăsta s-o merită, să vedem scop. Nici nu-l... A, sunt întors. Mamă, așa shotgun cu lunetă. Vă dați seama ce tare arată. Da. Vise, toate vise. Avem un barber wire. Cred că ne putem tuna mașina. Dar nu avem chestii necesare. Cobra magazinul aruncăm. Avenger. Desert Falcon. Ok, nu știu. Nu mi-aduc aminte. Asta e un Dorito. A, nu e un cheese. Semna ca un Dorito. Hai să mai luăm și cu apă, vitamine. La ce o ajuta? O dască am poluat. O, stai că mă ajută. Că trebuie să-mi facă la 100 vitamine. A, așa. Și mi-a mai crescut și viața de asta ce nails. Cuie. Cuile ne vor ajuta la casă. Din câte știu eu că am mai jucat eu jocul ăsta. Da. Asta o aruncăm. Barber wire la greu. Chiar nu știu de ce avem așa mult barber wire. Crafting, crafting, crafting. N-am un subiect, ceea ce mă enervează de fiecare dată. Sec. Hai să fac și eu un subiect, hai să mă gândesc, țaca, țaca, țaca. Uite. Fac subiect. Și fac pe prostul. Gear. Pine plank. Ok, dar puteți să mai faci în alt fel pine plank. Din sau plus nu știu ce. Ah, ce bine mi-ar fi fost o drujbă în momentul de față. Pa. Vă dați seama cum scăpam de toți copacii ăștia. Imediat. Chiar imediat. Dar mi-aduc aminte ieri. Era profesor de biologie, asculta un elev. Și se enervează. Deoarece începuse să plângă. Ai înțeleg și eu. Nu e o notă prea frumoasă. A început să plângă și dânsa nu prea agrează chestiile de genul. Și ne spune să scoatem o foaie de hârtie. Dar după se liniștește și nu ne mai spune să scoatem o foaie de hârtie. Dar oricum eu nu aveam stres că știam că oricum o să ne spună să nu scoatem o foaie de hârtie. Și o să ne ierte într-un fel. Da seama. Tu înțeleg. Asta, pine stick, am. Asta e un sandbag. Ar merge să-mi upgradez mașina într-un fel, să pun pe ea. Dar ar fi cam useless în momentul de față. Nu știu de ce aș face asta. Barbed wire, n-am idee ce pot să fac cu ea. Antibiotice. Mai se ridică din viață, presupun. Am multe chestii militare, dar nu știu ce să fac cu ele. Și trebuie să fac un crate. Neapărat. Mai trebuie încă 3 plankuri. Unde le-am făcut? Aici le-am făcut. Încă 2. Și n-am spațiu. Și n-am spațiu. N-am spațiu să le pun. Și nu știu unde să le pun. A, uite, aici mai pot să pun 2 și gata, fac crate-ul.
pac, pac. Și îmi facem un cret. Ce să facem un cret? Mi l-a fi pus așa. Cred că îl punem aici. Ok, hai că avem destul de mult spațiu să punem toate porcăriile astea. Asta cred că îl mai păstrez. Sirop. Pine stick. Încărcătorul ăsta îl păstrez. Încărcătorul ăsta e de la arma din de aici. Civilian ammo îl lăsăm. Hai că avem două, lăsăm unul. Hai să-l lăsăm pe ambele, că n-are sens. Să lăsăm ambele așa. Mai păstrăm arma asta. Pistolul ăsta. Ăsta cred că-l pun. Da, hai să-l verific. Hai să-l verific înainte. Nici nu are glanțe. Deci e cam inutil. Presupun. Acesta are gloanțe. Și hai să-l văd și pe ăsta. Și asta e inutil. Chiar dacă pot să le pun gloanțe, da, mi-e silă să le pun. Asta la arnuc. Military goggles. Hai să-l păstrez. Să-i păstrez la mine? S-o merită? Da și nu, într-un fel. Hai să mai luăm lemne. Mai facem un crate în episodul acesta și încheiem, deoarece nu vreau să fac mai episoadele foarte lungi. Că după, degeaba. Că vă plictisiți și nu mai are sens. De ce nu pot să-l iau și îmi dă inspect la armă? Uite, acesta l-am putut lua. F, nu pot. Așa, de ce să vă postez pe CSGO Fate? Eram pe CSGO Fate ca tot omul. Și astăzi, în seara asta s-a întâmplat. Sau seara când filmez. În fine, totul e amestecat. Și pun toți așa iteme în valoare de vreo 3-4 euro. Hai că e ceva. Și pun eu 1,50 € și le fur toate itemele. Vă dați seama ce mi-e milă de copilașii ăia. Chiar mi-e milă. Mai dăm și mie point logurile astea, te rog. Să nu înțeleg de ce mi le dă. Că e annoying. Mi-a trebuit mai mult spațiu, dar sau ce? Nu. Pur și simplu nu vor. Cum scot? Îi scot. Nu-mi placă. O, doamne. Asta e ce? S-au dat astea jos, nu-mi place. Și nu pot să le iau. Pur și simplu nu pot să le iau. Ceea ce e annoying. Și mă enervează. Așa, deci hai să vă refet. Chiar dacă e pe la sfârșitul episodului, hai să vă repet. În descriere aveți Skype-ul meu, dacă vreți să vorbim, să mă adăugați. În fie, deci mai fac eu un crate of camera și cam atât. Deci, salutare dragii mei minioni, eu sunt Mion Place și pe curând. Bye!